Victoria Colesnic vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua și bine v-am regăsit la Telejurnal pe TVR Moldova și TVR 3. Iată principalele știri ale zilei. Mișcarea de rezistență națională a organizat proteste la Hâncești, Călărași și Ialoveni. Oamenii spun că își doresc o viață decentă și o curățenie în clasa politică. 100 de copii și tineri din Republica Moldova și din diaspora se vor întâlni într-o tabără pentru a afla mai multe despre cultura, istoria și tradițiile țării. Polițiștii au început o cercetare penală după ce 37 de persoane s-au intoxicat la o cantină din Bălți. Printre pacienții internați în spital sunt și doi copii. Au mărșăluit pe străzile mai multor orașe din Republica Moldova. În semn de protest față de corupția din țară, membrii Mișcării de Rezistență Națională și susținătorii lor au format celule de rezistență în Hâncești, Călărași și Ialoveni. Oamenii spun că își doresc o viață decentă și o curățenie în clasa politică. Membrii partidelor PAS, PLDM și Platforma DA și susținătorii lor au mărșăluit pe străzile din Hâncești. Cu pancarte și drapele, protestatarii au încurajat cetățenii să continue lupta împotriva corupției, fricii și sărăciei. Manifestanții acuză guvernarea că ar fi instaurat dictatura în Republica Moldova. La justiția coruptă! La justiția coruptă! Jos mafia! Jos mafia! Rândurile la magazinele sociale a lui Șor devin mai lungi decât numărul de inoriași care se duc duminica la biserică. Spuneți-mi, vă rog, dar unde s-a mai văzut ca hoțul să-ți fure pâinea din casă și tu să te duci la dugheana lui și să cerșești o felie din aceeași pâine furată? Dragi concetățeni, pentru ca guvernarea să se socoată cu noi, noi trebuie să cultivăm în noi înșine o demnitate și o dragoste față de acest popor. Un om educat trebuie să fie lăsat să compare lucrurile, să asculte o formațiune politică, să asculte altă formațiune politică, să asculte o televiziune, să citească un alt ziar și să-și formeze o opinie. Nu poți să impui opinia cuiva. Nu poți să te impui să fii iubit. După ce s-au făcut auziți la Hâncești, manifestanții au mers la Călărași. Vrem țara înapoi! Vrem țara înapoi! Potrivit Constituției Republicii Moldova, articolul 2.1. Puterea aparține poporului și poporul este suveranul suprem în acest stat, iar noi suntem poporul. O dictatură care se instaurează prin frică, prin constrângere, prin fraudă, prin corupție, prin anularea voturilor și prin adoptarea unor legi care avantajează doar această clică oligarhică. Doar împreună! Împreună, toți, uniți, consolidați, noi trebuie să le arătăm că suntem o forță, o forță care astăzi se opune. Să știți că noi din diaspora nu v-am uitat și nici nu o să vă uităm. De 16 ani eu mă aflu în Italia și de fiecare dată revin acasă cu gândul că acasă este mai bine. Și de fiecare dată constatăm, de fapt, cu durere că acasă nu mai este acasă. Acțiunea de protest s-a încheiat cu un miting în Ialoveni. Mișcarea de Rezistență Națională a anunțat pentru duminica viitoare un protest de amploare. Echipa de robotică a Republicii Moldova a câștigat medalia de bronz la Olimpiada Mondială desfășurată în Mexic. Elevii basarabeni s-au confruntat cu echipe din 175 de țări. Vă spunem mai multe despre acest subiect mai târziu, în Telejurnal. S-a dat startul programului guvernamental DOR, ediția 2018. 100 de copii și tineri din Republica Moldova și din diaspora se vor întâlni într-o tabără pentru a afla mai multe despre cultura, istoria și tradițiile patriei. Programul își propune să consolideze relațiile copiilor și tinerilor din diaspora cu țara lor de origine. Programul guvernamental DOR, Diaspora Origini Reveniri, se va desfășura în perioada 19-28 august și este dedicat copiilor și tinerilor din diaspora, dar și celor din Republica Moldova. Organizatorii programului spun că tabăra îi va ajuta pe copiii basarabeni din străinătate să mențină legăturile emoționale, identitare și culturale cu țara în care s-au născut. În cadrul programului, copiii vor fi antrenați în activități culturale, vor cunoaște istoria neamului, portul neamului, care
care sunt instrumentele naționale ale Republicii Moldova și alte activități ce țin de cultura și originile noastre. Cei 100 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani s-au adunat astăzi la guvern, de unde au plecat spre tabără, toți nerăbdători să-și facă noi prieteni și să rămână cu amintiri frumoase. Vin din Franța, trăiesc acolo de 2 ani și pot să zic că această idee mi-a plăcut extrem de mult, din motivul că, nu știu, într-un fel suntem mai apropiați, facem cunoștință cu mai mulți copii și totodată aflăm tradițiile la alte țări. Sunt născut în Italia și vin la Moldova așa 2 săptămâni în tot anul. Eu cred că inițiativa asta este foarte frumoasă și pentru mine că sunt născut aici, să descoperi mai mult despre țara părinții mei. Am 15 ani și trăiesc în Marea Britanie și cred că aici e foarte bine așa să-ți cunoști țara și să vezi alți oameni care tot vin din acești țară ca tine. Programul DOR a ajuns în acest an la 6-a ediție și este organizat sub patronajul Guvernului Republicii Moldova. Anchetă penală în cazul unei intoxicații alimentare în masă la Bălți. Polițiștii investigează cine se face vinovat după ce 37 de persoane au ajuns la spital cu intoxicații alimentare. Cu toți au mâncat la o cantină a unei întreprinderi din zona economică liberă din Bălți. Medicul șef al Centrului de Sănătate Publică din oraș a declarat pentru presa locală că starea pacienților este destul de gravă. Printre cei afectați sunt și 2 minori. Specialiștii au prelevat probe pentru a depista cauzele intoxicației în masă, iar cantina a fost închisă pentru dezinfecție. O groapă adâncă de câțiva metri a apărut pe o stradă din Cahul. Se presupune că acest crater imens s-a format de la o scurgere de apă în subteran. În pofida solicitărilor localnicilor, timp de o săptămână, groapa nu a fost acoperită. Locuitorii străzii Lăutarilor din Cahul au descoperit acest crater imens în urmă cu o săptămână. Asta după ce în zona au fost scurgeri masive de apă. Am ieșit să mă dimineață să mă duc la piață, să văd apă merge pe tot drumul. Mergea apa din bazin. Nu era groapa ce e acolo. Și am sudat la apă canal. Ei le-au luat și au spus că ei n-au oameni și orașul stă fără apă, e avarie prin oraș și ei nu poate să vină să facă ceva. 4 дня вода текла. Под большим напором, сутками она не капала, она текла. Сколько тонн воды вышло? Куда ушла эта вода? Куда ушла эта вся земля? Вот эти вот вопросы, которые я не знаю, как на них ответить. Mai grav este că după acest crater s-au format crăpături în mai multe curți ale oamenilor, iar în una din gospodării a apărut peste noapte o altă groapă imensă. Земля перед калиткой прямо провалилась. Захожу в калитку, во двор. Вижу трещины кругом. Рядом в палисаднике дыра. Responsabilii de la apă canal Cahul susțin că scurgerea de apă nu a fost de la rețea și promit că în scurt timp vor lua măsuri. Nu este problema de rețea. Ca să vedem dacă s-a scurs atâta apă, trebuie să fie la începutul rețelii pus un contor de evidență. Așa ceva nu este și nu putem spune, dar nu este posibil să fie din urma rețelii. Acolo e țavă cu diametru mic și nu au putut să facă rețeaua și ea, așa crater mare. Până la intervenția societății Apă Canal, oamenii își fac griji să nu se surpe pământul din apropierea caselor. Echipa de robotică a Republicii Moldova a câștigat medalia de bronz la Olimpiada Mondială First Global Challenge. Locul întâi a fost ocupat de elevii de la Colegiul de Informatică din Hunedoara, România. Republica Moldova a fost reprezentată de o echipă de 5 membri care a lucrat mai bine de 3 luni pentru a crea și a programa un robot rapid, agil, care să îndeplinească cât mai corect misiunile concursului. Olimpiada Mondială de Robotică s-a desfășurat în Mexic și a reunit participanți din 175 de țări. Târg Dulce a organizat în centrul orașului Chișinău. Zeci de apicultori din toate raioanele Republicii Moldova și-au expus produsele la ultimul târg al mierii din această vară. Atât producătorii cât și cumpărătorii vorbesc despre beneficiile mierii pentru sănătate și spun că produsele apicole fac toți banii.
Treziți cu noaptea în cap, apicultorii din toate zonele Republicii Moldova au venit la Târgul Mierii din centrul Chișinăului pentru a-și vinde produsele. Le pun la dispoziție vizitatorilor sortimente de miere pentru toate gusturile și pentru toate buzunarele. Anume, azi e sărbătoarea mierii, deci o sărbătoare foarte bună, religioasă, și anume sărbătoarea mierii, probajnia se spune. Am venit cu miere de albini, cu salcâm, rapiță, bostan, poliflor. Pe lângă miere, la târg au fost expuse siropuri, creme pe bază de miere sau faguri, toate miraculoase pentru sănătate, spun apicultorii. Fiște care dureri a omului să lecuiești cu anumită miere. Salcânul are pentru inimi, pentru alte organe, cheiul pentru bronșită, pentru alte organe și da, trebuie fiște care să... să iei după durerea lui. Dacă ne uităm la datele statistice, în Moldova se consumă puțină miere pe cap de locuitor. Probabil nivelul salariilor nu le permite. Mai sunt niște probleme în educația consumatorilor. Cumpărătorii spun că, deși nu este chiar ieftină, miere este produsul care nu le lipsește din casă. După cum spune, e sănătoasă pentru tot, mierea îndioși e sănătoasă, dar am luat-o de ce e că e gustoasă, în primul rând. Nu e contrafăcută. Târgul Mierii, desfășurat în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet, se va încheia în această seară cu un seminar de informare privind ultimele noutăți în domeniul apiculturii. Echipe de junior din Republica Moldova, România și Ucraina și-au dat întâlnire la Soroca. Acolo a avut loc cupa președintelui raionului la mini-fotbal. Multe emoții și dorința de a câștiga. Asta se citea pe fețele juniorilor care s-au întrecut în competiție. Fetele au luptat cot la cot cu băieții. Meciul mi s-a părut foarte strâns, ne-am jucat, am făcut și noi jocul nostru, am avut niște adversari foarte bune și ne place foarte mult aici. Turneul internațional a fost o experiență foarte minunată, am avut impresii foarte bune. Adversarii au fost foarte buni pregătiți, de asemenea au prezentat un meci foarte bun. Pentru cupă au luptat 8 echipe. Este al doilea an când în competiție s-au înscris și formații din România și Ucraina. Pentru noi, în anul centenarului, este o onoare deosebită să participăm alături de colegii noștri, alături de sportivi de peste prut la o competiție sportivă. După o asemenea competiție, bănuiesc că nu este important rezultatul, ci doar faptul că acești copii socializează. Copiii trebuie promovați, copiii trebuie duși la turnee, copiii trebuie să fie tot timpul în mișcare, tot timpul trebuie să joacă, să facă cunoștință cu jocul acesta. S-a deschizat 15 de teren de mini-fotbal artificial, așa cum este aici la Voluvița. Noi sperăm că crearea acestor condiții, noi desfășurarea acestor turnee, va spori la creșterea nivelului de pregătire a tinerilor fotbaliști. După o luptă aprigă, cupa a fost câștigată de junioarele din România, iar dintre echipele de băieți, cei mai buni au fost jucătorii din Soroca. A sosit timpul să facem dreptate. Zi de sărbătoare la mănăstirea Mihai Vodă din Turda, în România, ridicată pe câmpia unde voievodul Mihai Viteazul a fost asasinat și unde se află mormântul domnitorului. În anul centenarului Marii Uniri, noua mănăstire de la Turda a primit hramul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril. În fiecare an, pe 19 august, aici are loc și o liturghie oficiată pentru pomenirea lui Mihai Viteazul. Ideea ridicării acestei mănăstiri a prins viață în urmă cu 17 ani, când s-au comemorat 400 de ani de la moartea voievodului. Astăzi, la Turda a fost și o defilare a gărzilor de onoare, dar și reconstituirea ale bătăliilor purtate de cel care i-a unit pentru prima dată pe români.
Continuăm cu știri externe. Mii de oameni sunt izolați în sudul Indiei din cauza inundațiilor devastatoare, cele mai grave din ultima sută de ani. Oamenii au nevoie urgentă de apă potabilă, hrană și medicamente. Bilanțul deocamdată provizoriu este de 350 de morți. Acum există marele pericol să izbucnească epidemii grave pentru că oamenii nu au acces la apă potabilă. A plouat aproape două săptămâni fără oprire, iar meteorologii avertizează că ploaia va reîncepe foarte curând. Nimeni să nu îndrăznească să se joace cu noi, a declarat răspicat președintele Turciei Recep Erdogan. La un meeting de partid în Ankara, el a spus că sancțiunile introduse de Statele Unite echivalează cu o tentativă de lovitură de stat economică. Ne-am dat seama de jocul lor și le ținem piept, a declarat Erdogan în uralele membrilor de partid. Refuzul autorităților de la Ankara de a elibera un pastor american arestat la domiciliu, pastor pe care l-acuză de spionaj, a provocat cel mai mare scandal Statele Unite-Turcia din ultimele decenii. Și așa slăbită, lira turcească s-a devalorizat dramatic după sancțiunile impuse de americani. Çünkü biz Türkiye'yiz. Çünkü biz Türk milletiyiz. Olmayacağız. Kurulduğumuz günden beri ülkemizde, bölgemizde. Marile agenții de rating au retrogradat din nou Turcia, astfel că împrumuturile de pe piețele internaționale au dobânzi prohibitive. O gură de oxigen a venit din partea Arabiei Saudite, care ajută Turcia cu investiții de 15 miliarde de dolari. Însă analiștii spun că sprijinul saudit este doar o soluție de moment. Și China a anunțat astăzi că sare în ajutorul Turciei, atât în plan politic cât și financiar. Președintele Belarus Alexandru Lukashenko l-a demis pe premierul Andrei Kobiakov alături de alți membri ai guvernului în urma unui scandal de corupție, iar mai mulți funcționari de rang înalt au fost arestați. Alexandru Lukashenko l-a numit în locul lui Andrei Kobiakov pe șeful băncii de dezvoltare Sergei Rumas. Președintele Belarus a mai numit 4 noi vicepremieri, noi miniștri ai economiei, comunicațiilor și industriilor. Remanierile survin la câteva zile după ce Lukashenko a criticat guvernul pentru corupție și pentru că aplica un alt program decât cel stabilit inițial. Analiștii politici de la Minsk spun că remanierile guvernamentale de ieri au fost operate pentru ca liderul de la Minsk să-și consolideze puterea asupra executivului. Dar Alexandru Lukashenko a calificat drept ridicole învinuirile privind politica sa dictatorială. Осуществлять какую-то диктатуру в Беларуси, ну это просто нереально. И те, кто подобные вещи заявляет, это смехотворно. Но порядок в стране всегда был, и он будет. Belarusul a mai fost în ultimii ani scena unor scandaluri de corupție. Ultimul a izbucnit vara aceasta în sistemul de sănătate, când au fost arestați zeci de medici, oameni de afaceri și responsabili de rang înalt. Țara e condusă din 1994 de președintele autoritar Alexandru Lukashenko. Uniunea Europeană a adoptat de mai multe ori sancțiuni în adresa sa și a apropiaților săi pentru încălcarea normelor democratice. Acestora le-au fost blocate conturile și accesul pe teritoriul Uniunii Europene. În ultimii ani, Minskul a fost supus inclusiv unor sancțiuni economice din cauza suprimării poziției politice. Vladimir Putin a dansat cu ministrul austriac de externe la nunta acesteia, care a avut loc într-o regiune din sudul Austriei. Politicienii din opoziția austriacă, dar și mari publicații internaționale, se întreabă care vor fi efectele primirii foarte calde de care a avut parte liderul rus, în contextul în care Austria deține președinția Uniunii Europene. Aceste imagini filmate de televiziunea de stat de la Moscova au accentuat criticile de la Viena, dar și din presa internațională, legate de prezența invitatului special Vladimir Putin la nunta șefei diplomației austriece. Evenimentul a avut loc într-o zonă viticolă, într-un spirit rustic și în prezența a sute de polițiști și membri ai unităților de elită. Aceștia au fost amplasați peste tot, pe aeroportul Graz, în vie, în bucătărie, pe terase sau pe clădiri. Președintele Rusiei a adus mirese un buchet de flori și a venit însoțit de o trupă de soliști kazaci care le-a cântat mirilor o serenadă. Dansul dintre Karin Kneisel și Vladimir Putin a fost însă cel care a provocat aplauzele asistenței și a intensificat furtuna politică la Viena. Analiștii se întreabă care este miza acestui dans, dincolo de faptul că liderul rus și-a lăsat semnătura și pe mașina mirilor.
Criticii lui Karin Kneisel văd și o slăbire a poziției Uniunii Europene în fața Rusiei, în contextul în care Bruxelles a impus sancțiuni economice Moscovei. O oră și 20 de minute a stat Vladimir Putin în Austria, înainte de convorbirile cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei. Întâlnirea de la castelul Miseberg, de lângă Berlin, a fost prima dintre cei doi lideri după anexarea Crimeei de către Rusia. Nu s-a ajuns la niciun progres pe temele conflictelor din Siria și Ucraina sau pe cea legată de conducta de gaz Nord Stream 2. Peste 2 milioane de musulmani sunt în pelerinaj la Mecca, în Arabia Saudită. Sărbătoarea lumii islamice ține 5 zile, iar pelerinajul la locurile sfinte de la Mecca este obligatoriu o dată în viață pentru orice credincios musulman. Încă din zori, pelerinii au înconjurat Kaaba, casa Domnului, o construcție cubică situată în centrul Marii Moschei din Mecca. După rugăciuni, pelerinii se îndreaptă spre muntele Arafat, acolo unde profetul Mahomed a ținut ultima predică. Guvernul saudit a luat măsuri speciale de protecție pentru siguranța pelerinilor, pentru a evita incidentele din anii trecuți, când credincioșii s-au călcat în picioare. Apariție de senzație azi noapte într-un club de pe litoralul românesc al Mării Negre. Celebra Paris Hilton a mixat spre încântarea sutelor de clienți care au dansat fără încetare. Vedeți mai multe imagini de la petrecerea exclusivistă imediat în telejurnal. Rochii și fotografii care au aparținut divei blonde Marilyn Monroe vor fi scoase la licitație. Înainte de vânzarea propriu-zisă, obiectele au fost expuse aseară în Beverly Hills. Vedeta expoziției și probabilă licitație este o fotografie cu un text scris de Marilyn pentru Ben Lyon, producător la 20th Century Fox, în care actrița îi mulțumește că a avut încredere în ea când nimeni altcineva nu avea. Sunt și fotografii din copilăria divei, dar și 15 ținute vestimentare pe care le-a purtat în filme care au făcut istorie. Domnii preferă blondele și cum să te căsătorești cu un milionar. Celebra Paris Hilton a făcut senzația azi noapte pe litoralul românesc al Mării Negre în calitate de DJ. Americanca, moștenitoarea unui imperiu financiar, a fost invitată la un club exclusivist din Mamaia Nord, unde a mixat melodii celebre spre încântarea sutelor de clienți care au dansat fără încetare. Este pentru a doua oară când artista vine în România și a promis că va reveni. Pe final să vedem cum va fi vremea mâine. Bun găsit! Săptămâna începe cu temperaturi de foc în Republica Moldova. Vremea se menține caniculară, iar precipitații nu sunt anunțate. La noapte, minimele vor urca până la 20 de grade Celsius. Mâine, maximele vor ajunge până la 30 de grade. La Chișinău, în această noapte, vor fi 20 de grade, iar maxima de mâine va ajunge până la 30 de grade. Cerul va fi parțial noros, dar fără precipitații. Vreme caniculară și în România, maximele vor varia între 26 și 34 de grade. Câțiva strop de ploaie s-ar putea să cadă în zona de munte și în sud-vestul țării. Acestea au fost informațiile. Să aveți o seară frumoasă! Telejurnalul a ajuns la final. Știrile noastre sunt pe tvremoldova.md, dar și pe pagina de Facebook TVR Moldova, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră. Rămâneți pe TVR Moldova, unde în câteva minute încep interviurile telejurnalului. Iar de la ora 20 nu pierdeți știrile de la București. Eu sunt Victoria Colesnic și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o seară așa cum vă doriți. La revedere!